piață care a fost adusă pe pământ de către Iisus Hristos, va pătrunde cu noi. Și acest pas ne va umple de bucurie. Dacă încep să trăiesc această viață, pot să privesc cu încredere și speranță în viitor. Speranța mea se naște din prezența lui Dumnezeu și atunci nu voi spune că va fi bine cândva, ci spun că deja acum este foarte bine și foarte frumos. De ce? Pentru că sunt Dumnezeu, pentru că trăiesc viața Lui, pentru că viața Lui a pătruns în mine. Aceasta constă binele și frumosul în viața mea. Lumina luminează în întuneric, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Simțim cu toții întunericul din jurul nostru și ne dăm seama cât de amenințător poate fi. De multe ori ieșim vicioriază. De aceea este deosebit de important pentru noi toți ca să conștientizăm misiunea pe care am primit-o. Bunul Dumnezeu i-a dăruit această viață ca să luminez, ca să devin lumină, ca să pot călăuzi pe alții spre această lumină. Conștientizarea acestei misiuni ne va oferi un motiv special de bucurie. Bucuria mea are un secret, întâlnirea. Această întâlnire nu poate fi precizată, nu poate fi cortată. Această întâlnire pur și simplu se întâmplă. Secretul fericirii mele este întâlnirea mea personală cu Dumnezeu. Din această întâlnire trăiesc. Crăciunul este un apogeu, nu este un apogeu, ci un început plin de lumină. Iisus a venit printre noi pentru ca de acum înainte să rămână întotdeauna cu noi.
Thank you.
piatto